Tot înainte, în grada au avut loc astăzi și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Unirea al Județului Alba. Astfel, îndeplinind condițiile prevăzute de legea 80/1995, au fost înaintați în grad un număr de 33 de cadre care și-au primit însemnele corespunzătoare în cadrul unei ceremonii. Activitățile au debutat cu prezentarea Ordinului Ministrului Afacerilor Interne de înaintare în gradul de locotenent, colonel și locotenent a doi ofițeri, având funcția de maior și sublocotenent. A urmat apoi Ordinul Inspectorului Șef al ISU Alba pentru înaintarea 31 de subofițeri în gradul de plutonier adjutant, șef, plutonier adjutant, plutonier major și plutonier. Noile grade au fost înmânate de către prefectul județului Alba, Gheorghe Feneșer, și conducerea inspectoratului. La final s-a intonat imnul național al României.